Dragii mei, sunt fericit în adâncul sufletului meu că la încheierea cuvântului de astăzi vom părăsi locul acesta îmbogățiți sufletește, dar și întăriți și pregătiți de Bunul Dumnezeu pentru prevenirea multor rele în viața și ființa noastră și mai ales pentru deschiderea ochilor noștri asupra însemnătății unor lucruri nu, care nu prea sar în ochi. De obicei, observăm pe cele mari, pe cele rele, pe cele groaznice, dar Biblia spune: Prindeți vulpile mici, acestea strică viile care sunt în floare. Adică e vorba de planuri de viață, e vorba de proiecte și un lucru de nimic: o vulpe de aceasta mică distruge lucrul acesta și moare în floare. De aceea, astăzi, cuvântul lui Dumnezeu, sub titlul acesta Divina Amnezie, ne va atrage atenția asupra unui aspect pe care nu prea l-am luat în considerare noi. Ne-am gândit la tot felul de lucruri Chiar am văzut oameni care au trăit toată viața lor așteptând tot felul de persecuții, să vină de decrete, de nenorociri, să plece în pustietăți. Unii dintre ei deja au anticipat situația aceasta și au ajuns să vină dependenți ca de drog, să trăiască în această continuă spaimă, să vadă în fiecare mișcare din lume un diavol de după tufiș și așa mai departe. Dar am pierdut din vedere vulpile mici, am pierdut din vedere credincioșia, niște lucruri mici care scapă atenției noastre. Unele dintre ele nici nu sunt măcar niște manifestări fizice, să spunem, sau niște păcate comise literal, ci cel despre care vom învăța noi, amnezia aceasta din domeniul Divinului este așa de subtilă și se strecoară în sufletul nostru cu efecte devastatoare pur și simplu. Ia, uiți într-adevăr că uităm și acum am observat că după suferințele acestea ale întregii noastre omeniri, mulți dintre oameni au pierdut din memorie, nu se amintesc mai greu, conectează mai greu, e de înțeles lucrul acesta, Efectul acesta și mă rog lui Dumnezeu să treacă într-un fel sau altul. Dar amnezia despre care să vorbim noi acum are în vedere ceva care nu poate fi justificat prin vreo molimă sau prin vreo oboseală a minții sau prin vreo concentrare într-o altă direcție, cumva, ci printr-un singur lucru, și anume printr-un act de voință. Este vorba de această uitare de Dumnezeu. Adrian Rogers, un pastor foarte apreciat aici în Statele Unite, a spus dacă Satana nu poate să te facă rău, te va face ocupat. Și un om ocupat devine un om inutil și un om inutil devine, în timp, devine un om rău. Tot așa citeam de unde zic că diavolul nu vrea să facă din tine neapărat un dușman al lui Dumnezeu, un ateu militant care să te transforme și pe alții în atei, așa cum ești tu, sau nu, ci vrea să te facă să uiți de Dumnezeu. Aceasta e cea mai cumplită formă de abandon, de, de tăgăduire a lui Dumnezeu. A uita de Dumnezeu. Păi, ateul vorbește zi și noapte despre Dumnezeu care nu există. El pentru asta, acolo și-a investit viața, încearcă aduce duce tot felul de argumente, ia droguri tot mai tare ca să-l țină în starea aceasta, sperând el ca Dumnezeu să nu existe. Aceasta, de fapt, este o, o, dorință a sufletului lui și îi place iluzia aceasta, atunci o alimentează continuu. Dar cu lucru cel mai primejdios posibil este uitarea de Dumnezeu. Mergem împreună în Deuteronom, capitolul 8, versetul 10. Aici sunt ascunse principii care se aplică atât la cele temporare și ce sau așa, dar se aplică și la cele eterne și la cele duhovnicești. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău, adică să spui rugăciunea la masă. <laughs> Uh, nu, mai spunea, când eram copii, mai spunea, în dar acum ne așezăm frumos și exact cum a spus un, un pastor puritan. Zice, ca mistreții sub uh, stejar. Zice, am văzut, au intrat acolo, au mâncat, au mâncat ghindă. Niciodată nu s-a uitat în sus cu vreun gest de măcar să ia la cunoștință că din stejarul ăsta a, a căzut ghinda aceasta aici. Uh, nu. Uh, Biblia spune când, când vei mânca să-ți spui rugăciune la masă să spui rugăciunea la masă. Nu este nimic copilăresc în aceasta, este ceva divin. Iisus s-a ridicat pâinile acelea înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat pentru ele. Probabil că noi am ajuns așa de înțelepți, de importanți, încât ni se pare o umilință sau o umilire cumva rugăciunea pentru masă. Numai. Chiar am văzut niște cetățeni care au venit și au zis, chiar au zis o rugăciune. Doamne, mâncăm, au zis ei. Și s-au așezat pe niște scaune și au început să Bine că i-ați spus că n-avea de unde să știe că mâncați voi. Când, te vei, când vei mânca și te vei sătura, nu te felicita, ci nu uita acest lucru. Binecuvintează pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Versetul 11. Deja intrăm în, în, în simptomele cum, cele mai cumplite dintre bolile sufletului, Uitarea de Dumnezeu. Socrate ne-a spus că cel mai important lucru în viața unei ființe umane este sănătatea sufletului. În cadrul sănătății, de aici izvoră toate celelalte, de aici urmează și sănătate fizică, și sănătate morală, și mentală, și socială, și uh, de, orice altceva derivă din această sănătate a sufletului. Când sufletul însă este bolnav de această amnezie, uitare de Dumnezeu, el pur și simplu devine expus și vulnerabil la orice fel de atac. Se poate transforma în orice, cum au spus uh, fratele Karamazov, dacă nu e Dumnezeu, în, în cazul ăsta, orice este permis. Deci, asta se întâmplă în clipa în care o ființă uită de Dumnezeu. Nu, nu, nu numai că nu este nicio diferență între ateul care vorbește continuu de Dumnezeu, care nu există, și omul care uită pe Dumnezeu, dar omul care uită de Dumnezeu și pe Dumnezeu și care nu ține cont de Dumnezeu, și nici la masă, și nici la casă, omul acela este așa cum se spune în circulație aici în Statele Unite, dar cred că este pe toată planeta. Și nouă ni se spune așa aici, omul obosit la volan este mai rău decât un om beat la volan. Un om beat la volan și odihnit se descurcă destul de bine și ajunge acasă pe trei cărări, dar ajunge acasă. Un om obosit la volan, care a închis ochii și a dormit, este ca un om mort, este mult mai grav decât unul care Bă, nu spune nimeni vreodată să ne uităm la vin când curge, lasă să uite cu ei trebuie. No, nu, Biblia spune nu te uita în direcția aia acolo, lasă-l cârciumarului sau cu ei trebuie. Dar această uitare de Dumnezeu despre care vorbim seamănă cu acea oboseală la volan în care un om închide ochii și intră într-un grup de copii. Au fost omorâți pe trecerea de Pietone acum doi frați de către cineva care venea de la băutură. Și, iubiții mei, aș dori să, mă, să reținem că în domeniul duhovnicesc, lucrul acesta are urmări grave. Uitarea de Dumnezeu. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu asculți de El. Să nu cumva să uiți. De unde știi că ai uitat de Dumnezeu? Păi, uitarea de Dumnezeu se manifestă în refuzul de a primi sfatul lui. Domnul, el mustră și pedepsește pe cine iubește, așa spune Biblia. În clipa în care un om a uitat de Dumnezeu, în clipa aceea el își rânduiește lucrurile vieții după interesele de moment, după plăceri, după agendă, după temiri, ce, orice alt fel de licurici care ar merge, în niciun caz după steaua nordului care este Domnul. Nu cumva să uiți până acolo încât să devii neascultător. Când și continuă lucrul acesta, este un cuvânt profetic, ei trebuiau să fie pregătiți și au fost pregătiți în pustie, sunt o mulțime de rânduieli care au fost așezate acolo pentru vremea când urma să intre în țară și nu intraseră acolo, de fapt. Dar acestea erau cuvinte profetice, cum Isus a vorbit la masa aceea din noaptea de Paști nu voi mai bea din vinul acesta până când îl voi bea nou în împărăție împreună cu voi. Voi veți ședea la masă împreună cu mine și toate lucrurile profetice pe care le-a vorbit el acolo în camera de sus seamănă cu acestea din deșert în care erau învățați cum să trăiască atunci când vor intra în țară când vei mânca și te vei sătura și vei zidi case frumoase, când îți va prospera businessul, și ți se va mări, mărindu-ți se argintul și aurul și conturile și așa mai departe și crescându-ți, te dezvolți și am avut o creștere de nu știu cât la sută și așa mai departe, când se va întâmpla acestea, versetul 14, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te a scos din țara Egiptului din casa robiei. Prosperitatea este desemnată de Dumnezeu să fie o binecuvântare, un mesaj al cerului, cum era în cazul lui Iov și a fost interpretat și așa era interpretat oriunde în lume, domne, favoarea lui Dumnezeu asupra lui, toate lucrurile se mulțesc, cresc, se vede clar că e mâna lui Dumnezeu cu el. Lucrul acesta este desemnat de Dumnezeu să fie o binecuvântare și un mesager al bunătății lui Dumnezeu. Dar când lucrul acesta te duce la a uita de Dumnezeu și te duce la a te înălța pe tine și a te umfla de mândrie și a întoarce spatele lui Dumnezeu, în timpul acela, prosperitatea aceasta, dezvoltarea aceasta, devine un blestem pentru suflet. El devine pricina căderii cele mai grave care constă în a uita de Dumnezeu. Nu uita de Dumnezeu care te-a ajutat până aici, prin pustiul acela mare și grozav. Nu uita de Dumnezeu care ți-a întins masa în deșert și ai mâncat mană. Acum ai ajuns aici și avem în noi această tendință să ștergem imediat odată ce o situație este rezolvată este ca și când nu s-a întâmplat. Pe când aici Biblia spune, nu, lucrul ăsta trebuiește imprimat adânc în mintea ta, în mintea copiilor tăi, în mintea generațiilor, să nu se uite niciodată. Binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Nu uita să te rogi la masă, nu uita să mulțumești pentru sănătate și când ai sărit un gard sau când ai alergat undeva sau când ai, ai tăiat un braț de lemne, Doamne, îți mulțumesc din suflet. Adică avem motive de mulțumire, ar trebui să trăim înnotând în recunoștință și în mulțumire la orice pas pentru că nu este nimic de la sine, nu, nu, se, nu e ceva pentru că nu se cade lucrul acesta nu ni se cuvine într-un fel sau altul ci ele sunt pur și simplu manifestări ale harului lui Dumnezeu care trebuie să stârnească în sufletul nostru acest val de recunoștință și de mulțumire când citim în cartea Apocalipsei și vedem că Vedem acolo muzica aceea nemaipomenită, amestecată cu mulțumiri. La, la orice pas sunt mulțumiri și mulțumiri înaintea lui Dumnezeu, fie cu cuvântul, fie prin gestul pe care îl fac ei, aruncându-și coroana jos. Recunosc prin aceasta că vine de aici. Era de altfel și o sărbătoare instituită în Israel. A fost instituită în deșert, când n-ar fi... Pur și simplu era o teorie la ora aceea, dar li s-a spus când vei intra în țară, tu acolo trebuie să vin fiecare an cu roade înaintea lui Dumnezeu și să reciți acest poem. Tatăl meu era un arameu pribea gata să piară. De, de, de aici venim noi, de aici vin eu. Și indiferent care a fost starea de păcat, de sărăcie, de primejde din care venim, lucrul ăsta nu trebuie uitat niciodată, pentru că în momentul în care uităm de unde venim și cu ce preț și Uităm realitatea aceasta pe care am trăit-o, în clipa aceea Sufletul începe să se închine la El însuși. Așa și scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu spui în Sufletul tău tăria mea și puterea mea a făcut toate aceste lucruri. Cineva spune că nu crede în Dumnezeu sau nu se închină lui Dumnezeu. Ba da, numai că Dumnezeu este eul tău, este mintea ta, acolo este închinarea ta. Ce este autoritatea supremă pentru tine? Și în cuvântul pe care îl citim noi aici, suntem avertizați uh, despre vremile de prosperitate ale vieții noastre, când totul se dezvoltă și crește, cât de periculoase pot să fie aceste vremi. Iubiții mei, nu o să am cuvinte uh, suficiente să pot să accentuez primejdea uitării de Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne va face să înțelegem. El ne va trimite Duhul Său Sfânt care ne va călăuzi în înțelegerea acestui lucru. Uitarea de Dumnezeu. După cum n-aș putea niciodată să prind în cuvinte însemnătatea prezenței lui Dumnezeu, a neuitării de Dumnezeu, a ține seama de Dumnezeu și a umbla cu Dumnezeu și așa cum cuvântul lui Dumnezeu spune, zice noi avem gândul lui Hristos până acolo nu vom putea să prindem lucrul acesta în cuvinte aduți aminte de Domnul Dumnezeu tău, adică nu uita că și El îți va da putere să câștigi așa ceva ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ dacă vei uita pe Dumnezeu să nu gândești că locul acela va rămâne liber sau gol în sufletul tău dacă vei uita pe Dumnezeu, alți Dumnezei vor veni și vor lua locul acolo. După cum întunericul, imediat se instalează acolo unde lipsește lumina. Oriunde lipsește prezența lui Dumnezeu, a spus Mântuitorul nostru, vine cel rău și găsește casa măturată, curată, așternută, dar goală. A uitat de Dumnezeu. A uitat că a fost spălat, spune Petru, și s-a întors în mocirlă. A uitat lucrul acesta: de prețul care a fost plătit pentru spălarea păcatului lui. Dacă se va întâmpla așa ceva, dacă nu-ți vei, vei uita că Domnul Dumnezeul tău îți dă putere să câștigi aceste lucruri, dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău. Vei merge după alți Dumnezei. Asta vei face. Le vei sluji, te vei închina înaintea lor și hotărât îți spun, veți pieri. Pentru că aceia nu numai că nu sunt Dumnezei, dar sunt, un, o, 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 sunt o cumplită o, iluzie pe care se reazemă un om la o așa înălțime, pe o pânză de paie și se prinde de ea. deci nu, nici, Dacă nu ar fi nimic, un om ar fi într-o primejdie mai mică decât atunci când își ancorează sufletul în ceea ce nu poate sătura, nu poate salva, nu poate ajuta, nu poate vindeca. Este o primejdie teribilă. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Nenorocirea constă nu în faptul că ești ticălos, nenorocitor și gol, ci în faptul că îți imaginezi că ești bogat, îmbogățit și nu duci lipsă de nimic. Mulți oameni au murit în plină stare de sănătate, se numește. Mă miri, zice, era sănătos tun. Era sănătos tun în aparență și în mintea lui. Niciodată nu a verificat lucrul acesta cu adevărat. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, vă spun cu hotărât: veți pieri dacă veți uita. De, uitarea de Dumnezeu este sinucidere spirituală. Un om se condamnă la moarte. În a doua Timotei, capitolul 3, versetul 1, Pavel descrie... Uh, spectrul de culori întunecate moral și spiritual ale generațiilor în timpul din urmă. În zilele din urmă vor fi vremuri grele, oamenii vor fi iubitori de sine. Aceasta e religia modernă, religia omului. Vei auzi foarte multe predici fără Dumnezeu, fără Domnul Hristos, uh, niște lucruri meșteșugite, aranjate, uh, poate chiar expert dintr-o privință sau alta, dar Biblia spune asta se întâmplă pentru că omul ajunge să fie iubitor de sine. Ia seama la tine să nu ți se umfle inima de mândrie și să uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Ați văzut cum i-a spus Daniel lui Belșațar cu privire la Nebucadnețar. Zice, tu ai știut istoria și experiența lui când lui, I s-a împietrit Duhul până la mândrie. Mândria este o formă de împietrire a Duhului. Ea nu este ceea ce pare a fi un om lăudăros, plin de sine, care se ridică mai presus decât alții, înjosește pe alții. Nu e. Omul acela se ridică împotriva lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu, el îi se adresează, pleacă de la noi. O uitare de Dumnezeu când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit Duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie pentru că în momentul acela vei uita de Dumnezeu și te vei umple de tine însuți. Citiți solia către la odicea, ea e plină de eu ei. Eu sunt bogat, eu m-am îmbogătit, eu nu duc lipsă de nimic. Acesta este cuvântul. Aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău ca nu cumva în uitarea aceasta acești idoli ai morții să ocupe casa sufletului care a fost curățată și aștenută de Domnul. Pavel descrie în a doua Timotei, capitolul 3, pe oamenii aceștia și spune că ei vor fi viitori de sine, viitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori. Dacă, dacă luăm la rând aceste lucruri, le observăm astăzi că stau la temelia răului din lumea în care ne găsim noi. Dar cine sunt oamenii ăștia? Păi oamenii aceștia nu sunt atei militanți, oamenii aceștia nu sunt cei care sunt trecuți în scandalurile imoralității din generația noastră, ci versetul 5 spune, oamenii aceștia au o formă de evlavie, vin la o biserică, o mărturisesc o credință, au o formă de evlavie, dar Dumnezeu nu este prezent. Nu este niciun fel. Tăi tăgăduiesc puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Dumnezeu însuși îi spune lui Israel, zice, poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Sunt lucruri care ar fi absolut imposibil să concepe cum le-am putea uita. Cum aș putea uita că este cu mine copilul? E posibil. Cum ar putea uita o mamă că îngrijește de un copil? Și ai văzut, ați văzut, s-a întors, s-a culcat pe la mort. Cum ar putea, poate o mamă să... să da, scrie în Biblie, să, se poate întâmpla. Cum a putut acest bunic a repara mașina și nepoțelul s-a necat în bazinul de not în spatele lui? Am fost la mormântare. Se întâmplă lucrul acesta, deci, în viața noastră. Dar uitarea de Dumnezeu pe dintr-o altă categorie. Și aceasta are rădăcina în faptul că am luat ochii de la Dumnezeu, am uitat cine și de unde ne-a adus Dumnezeu, prin ce am trecut, de câte ori am strigat la Dumnezeu și ne-a ascultat și ne-a salvat, toate acestea au fost trecute sub praful uitării împreună. Cu cel, pe care, cu cel, care, le-a săvârșit în viața noastră. Am pornit să lucrăm o afacere sau o casă sau ceva și Doamne ajută-ne și Doamne ajută-ne și la orice pas și rugăciune ajută S-a terminat totul, în clipa aceea omul întoarce spatele lui Dumnezeu și a uitat de Dumnezeu. Vine omul pe la Ezechia pe acasă și Ezechia îi arată tot ce, cine este el, ce a făcut el, ce are el, ce tezaure, ce familie, ce se întâmplă acolo. <coughs> Mântuitorul spune în, prin Isaia profetul, atunci când arăți lucrurile acestea cuiva fără Dumnezeu, tu nu, el n-a inclus nicăieri cuvântul Dumnezeu în tot display-ul acesta. A uitat complet de Dumnezeu. Și doar, doar atunci se sculase de morți. Ce, ce putea fi mai fierbinte de povestit decât era să mor. Am fost pe pragul morții, am fost pe pragul mormântului. Ce era mai fierbinte de vorbit decât aceasta? Aceasta a fost dată, acest episod a fost dat complet uitării. Și Ezechia le-a arătat cine e el și ce are el. Cumva, vindecarea și scăparea lui de la moarte, pur și simplu s-a cuvenit unui astfel de om așa de important cum este el și mai ales cum a și spus în cuvintele lui, când i s-a spus care va fi urmarea prezentării acestor lucruri către babilonieni, dar uitând de Dumnezeu, când i s-a spus ce se va întâmpla, toate acestea vor fi luate, inclusiv familia ta, toate lucrurile pe care le-ai prezentat fără Dumnezeu. Nu numai că n-ai menționat, dar nu recunoști pe Dumnezeu, că dacă L-ai fi recunoscut în suflet, ai fi spus ceva de El. Ai fi spus că Dumnezeu te-a scăpat de la moarte, ai fi spus că Dumnezeu te-a ajutat să faci lucrurile acestea și acestea, ai fi spus de copii și familia ta, bunul Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile. nu, nu s-a menționat nimic de lucrul ăsta. Și Isaia spune, zice, când un om ajunge aici și își prezintă viața și situația ca și când n-ar fi niciun Dumnezeu, a uitat complet de Dumnezeu, toate aceste lucruri predate fără Dumnezeu vor fi luate și vor dispare. Omul ăsta nici atunci nu reacționează și spune: Foarte bine, bine că nu se întâmplă în timpul vieții mele, după mine, potopă, nu e nicio problemă. Aceasta era gândirea lui. Iubiții mei, sfânta scriptură în Psalmul 50, versetul 22, spune: Lua seama, dar voi care uitați pe Dumnezeu. E la seama la lucrul acesta. Nu poate fi o primejdie mai mare, nu poate fi o boală a Sufletului mai gravă decât uitarea de Dumnezeu. Nu este vorba de urârea lui Dumnezeu, nu este vorba de dezacordul cu Dumnezeu. Iona este într-o poziție mult mai favorabilă decât acela care uită de Dumnezeu. El nu e de acord cu Dumnezeu, nu este de acord cu căile tale. Bine, am înțeles lucrul ăsta. Dar cel ce uită de Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, luați seama voi care uitați de Dumnezeu. Unde poate fi o primej... Unde se poate ascunde primejdea uitării de Dumnezeu? E ceva subtil care scapă. Și vă mărturisesc personal, cred că trebuie să strigăm continuu la Dumnezeu să ne împrospăteze memoria prezenței Lui, pentru că suntem furați de peisaj. Ne concentrăm asupra altor lucruri, uităm de Dumnezeu, vorbim în mintea noastră fel și fel de lucruri și uităm că gândim în prezența Lui Dumnezeu plănuim ceva, vai, de ce ce fac planuri fără mine, o am uitat de Dumnezeu, să includem pe Dumnezeu în planurile acestea. Dar Sfânta Scriptură ne arată că, indiferent unde am fi sau în ce situație ne-am găsit noi, indiferent de unde venim și ce am realizat pe pământul acesta, spune, până acolo merge David încât spune, Doamne, păi ce-ți dăm noi ție, de la tine primim. Nu știu și o fi simțind noi când aducem daruri aici la biserică și când dăruim aceste lucruri, dar știu ce ar trebui să spunem în sufletul nostru. Doamne, dacă nu erai tu cu mine să mă ajuți în lucrul ăsta, uh, nu -aș fi, astăzi eram homeless, eram pe stradă, eram într-o situație groaznică. Dacă sunt aici cu oamenii aceștia și îmbrăcat, am un pic de mâncare acolo. Dacă sunt aici, este de mâna ta. De aceea insista cuvântul lui Dumnezeu, roagă la masă, roagă-te când te îmbraci, -te oriunde, mulțumește adică lui Dumnezeu, adu la cunoștința lui Dumnezeu mulțumirea sufletului tău și permanenta recunoaștere că despărțit de mine nu făceai nimic, nu se putea face nimic. Lucrul ăsta, Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva, cum am, am văzut această total greșită înțelegere, că Dumnezeu avea nevoie de slava de la cineva și că nu o dă idolilor și îi bate pe unii dacă vor să... Ce să facă Dumnezeu cu slava aceasta, ta frate? A fost unul care s-a slăbit pe sine însuși și să știe ce a ajuns. Dumnezeu nu face așa ceva. Dar tu și cu mine avem trebuință să aducem mulțumiri lui Dumnezeu și să înălțăm lumele lui pentru sufletul nostru, pentru sănătatea sufletului nostru. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune vreau să te vă ferici, vreau să te vă sănătos. Pe motivul acesta suntem noi chemați. Dar atunci când ochii omului nu trec dincolo de om, mai devreme sau mai târziu, omul acesta devine un idol. Fie că e vorba de un om din preajma noastră sau de vreo biserică, sau de vreo gândire, de vreo denominație, de vreo persoană, cine știe unde, ceva este acesta. Fie că e vorba de chiar euul persoanei, de omul însuși. Ați observat că în timpul exodului în deșert, Israel nu intră în dialog cu Dumnezeu. Deloc și i cheamă, veniți în coace, uite, suntem aici la muntele Sinai, trebuie să fim... Nu, să nu ne mai vorbească Dumnezeu, să spună ție și noi vorbim cu tine. Am înțeles lucrul acesta, acolo a apărut ideea de mijlocitor, ceea ce Dumnezeu nu a cerut. Dumnezeu a invitat, veniți în coace, voi sunteți copiii mei, sunteți familia mea, veniți aici. Nu e nevoie de niciun interpret, de niciun traducător pentru lucrul acesta. Dumnezeu se adresează, avem o intrare liberă prin Domnul Hristos în prezența lui. Da, nu, da, e omul acesta. Unde duce așa ceva? Ei n au trecut dincolo de el și au uitat de Dumnezeu. În momentul în care Moise nu s-a întors, ei au spus în, în niște cuvinte de neimaginat, de neimaginat, după toate cele ce văzuse, după toate cele ce, ce trăiseră, după tot ce s-a întâmplat acolo. Fără un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Dumnezeul acesta Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Omul v scos din țara Egiptului? Cu aceasta saluta Moise tot timpul. Și făne un Dumnezeu, pentru că nu-l mai, nu mai avem pe omul acesta, făne un Dumnezeu, adică el a fost Dumnezeu. Aici a dus la, la idolatria vițelului de aur faptul că ochii omului n-au trecut de om și au uitat de Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de mine și nu este alt Mântuitor afară de mine. Eu te-am cunoscut în pustiu, într-un pământ fără apă, dar când au dat de pășune, spune Osea 13.4, când au dat de pășune, s-au săturat și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie și de aceea m-au uitat. Aici, aceste cuvinte sunt un rechizitoriu atât de usturător și de greu pentru sufletul nostru, care avem tendința de a uita de Dumnezeu. <coughs> Scuzați-mă! Venim la biserică, ne întâlnim cu Domnul. Pe, până acum cu cine ai umblat? te întâlnești cu el o dată pe săptămână și după ce te-ai întâlnit, ce urmează? Pe urmează la revedere, ne vedem săptămâna viitoare. Nu! No! Nu! No. Ai umblat cu Dumnezeu, ai venit cu Dumnezeu, pleci cu Dumnezeu, prezența lui, tu nu, prezența lui Dumnezeu nu se desparte niciodată de sufletul tău. Aceasta înseamnă viață. Dar ei când au dat de pășune, scrie versetul 6, s-au săturat, când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie și de aceea m-am uitat. În capitolul 1 al epistolei către Romani, despre acest lucru vorbește Apostolul Pavel și spune astfel: Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Am fost pus deoparte ca să vestesc această Evanghelie și ea, Evanghelia, privește pe fiul său. Acolo unde ascultăm o predică în care nu este fiul său. Nu, aceea, aceea nu este. Evanghelia, ci cum spunea Biblia, acestea sunt învățăturile de dragi învățăturile de dracilor. De ce? Pentru că sunt predate în numele lui Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Este ceva satanic care se petrece. De aceea spunea, spune el aici în versetul 3, când vorbim de Evanghelie, ea privește pe Fiul Său. Nu privește niciun fel de om, niciun fel de biserică, de denominațiune, de pretenții, de tradiții. Nu există așa ceva. Evanghelia privește pe Fiul Său. Despre aceasta este vorba. Punctul cel mai important pe care îl amintea epistola către evrei este el. Acesta e punctul cel mai important. Ea privește pe fiul său și scrie cuvântul lui Dumnezeu prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai lui Hristos Iisus. Dacă este un loc periculos pe pământul acesta, în privir, cu privire la uitarea de Dumnezeu, acesta este biserica. Am fost, pur și simplu îți vine rău când auzi așa ceva, am, am citeam zilele trecute și zice, pentru o ființă umană, la ora actuală în societatea noastră, cel mai periculos loc posibil a devenit pântecul mamei, care înainte era considerat paradis, cer, așa cum am folosit noi în diverse expresii. Acum, este locul cel mai periculos în care acest făt poate fi ucis oricând. Prin aplicație, biserica aceea care era chemată să țină vie cunoștința de Dumnezeu în oameni, a ajuns să fie un mijloc care să obstrucționeze, care să acopere ochii oamenilor, să îndrepte spre orice altceva, dar spre Dumnezeu nu. Orice slujbă în al cărei, cărei centru. Nu este prezența Domnului nostru Isus Hristos. Evanghelia privește pe Fiul Său. Orice astfel de slujbă este jertfa lui Cain. Tot felul de produse acolo, dar lipsea stropirea sângelui. Ea nu era prezent acolo. Orice cântare, orice poezie, orice carte, orice studiu biblic, orice predică. Orice persoană care învață omenirea în numele lui Isus, fără Isus, în numele lui Dumnezeu, fără Dumnezeu. Aceea este jertfa lui Cain. Și știind sau vrând sau nevrând, sunt împărtași la altarul acesta. De asta au întrebat grecii când au venit acolo. au spus, domnule, am vrea să vedem pe Iisus. De asta am venit la Ierusalim. Păi uite câte sunt aici, și uite ce zidire, ce pietre. Uite ce, pe cei 12 apostoli, uite pe Petru care a mers pe apă și a intrat la fund. Uite te pe... Nu, domnule, am venit să vedem pe Iisus. Acesta este... Pentru aceea vine un om în mijlocul nostru. Acest lucru vor să-l vadă copiii noștri. Așa, așa, vor crește cu setea și cu dorința aceasta, iar noi știind acest lucru, vom căuta ca prin viața noastră totdeauna ei să poată să vadă pe Isus. În Ieremia 23-26, până când vor proroce aceștia, proroce auziți? Până când vor proroce aceștia să prorocească minciuni, să prorocească înșelătoriile inimilor lor, așa vorbește Domnul, înșelătoriile inimilor lor. Am avut un moment de felul acesta. Nu, nu m-a impresionat nici negativ, nici pozitiv. Mi-a produs durere în suflet, cineva să ridică, spune, așa vorbește Domnul. Și a, a, a dat drumul la niște fraze pe uh, care le-a spus acolo, așa vorbește Domnul. Și după ce s-a terminat, uh, ne-am cunoscut un pic și la slujba acolo și asta, și a venit într-un grup de oameni și uh, și-a plecat mâinile așa și te rog să mă iarți, te rog să mă iarți, te rog să, mă iarți, te rog să mă zic că. Uh, E o problemă gravă. Cum mai putut să spui așa, vorbește Domnul, și după aia te rog să mai iert? Nu, că a fost greșit. Am înțeles. Până când prorocii aceștia vor să prorocească minciuni, să prorocească înșelătorile inimilor lor, știu ei ce fac când spun așa, vorbește Domnul și nu ai trimis niciun Dumnezeu. Este o. Descoperire fără niciun fel de valoare. Unde este învățătura, lumina care mi se aduce cu această ocazie? Păi e cu tare, cu tare, dar lucrul ăsta este în scripturi de atâta timp scris. Care este lucrul acela care... Și iată versetul 27, spune care primește ea. Cred ei oare, oamenii ăștia care prorocesc minciuni și înșelătorile inimilor lor, nu considerăm pe unii oameni neapărat nesinceri, pentru că oamenii sunt convinși, dar sunt înșelați crede oare că pot face pe poporul meu să uite numele meu, prin visele pe care le istorisește fiecare din ei aproape lui său, cum mi-au uitat, mi uitat părinților numele din pricina lui Baal, adică este semnul egal între acest fel de, așa vorbește Domnul, de prorocii, să prorocească minciuni și să prorocească înșelătoriile inimilor. Unde sunt oamenii care judecă acest lucru? Unde sunt oamenii care cercetează duhurile acestea și care pot să confirme este Duhul lui Dumnezeu? Unde sunt oamenii aceia? În ghitapă din plin scrie cartea profetului Isaia. Și cu știind sau neștiind, cred ei oare că pot face pe poporul meu să uite numele meu? Să vină la biserică pentru că acolo este un proroc sau cineva care spune că e proroc sau mai mulți care sunt proroci? și să auzi pe oameni citând zi și noapte, spunând cuvinte spuse de un proroc sau de altul, în loc de cuvântul lui Dumnezeu, au uitat complet de Dumnezeu și totul este legat de prorocii aceștia? Scrie Scriptura, cred ei oare că vor face pe poporul meu să uite, acesta este efectul. Dragii mei, aș vrea să rugăm pe Dumnezeu ca prezența lui Dumnezeu și neuitarea aceasta să fie permanentă preocupare a sufletului nostru. Doamne, păzește-ne ca nu cumva să uităm vreodată de prezența numelui tău. Și nimeni și nimic vreodată, fie ea instituție sau persoană, să nu se așeze între noi și Dumnezeu de așa fel încât să uităm de Dumnezeu, dar mergem la persoana aceasta. E posibil să fim încercați în. Într-un alt fel, și anume suferința sau pierderea, sau să ne îndepărteze de Dumnezeu, să uităm de Dumnezeu. În Iov 36, 18, suferința să nu te împingă la bat jocură, și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire. Îmi trăiește viu un suflet cea din urmă rugăciune pe care a rostit-o Leonica din Câmpul Lung. Am petrecut 8 nopți la căpătuiul ei în spital la Pitești. După miezul nopții mi se permitea să merg să stau de vorbă cu ea și să mă rog lângă patul ei. A fost conștientă și cu o conștiință luminată de Duhul Sfânt până, în ultima, până la ultima ei suflare. Și nu pot să uit niciodată rugăciunea pe care a înălțat-o ea, ultima rugăciune, când am vrut să mai merg data viitoare, m-au sunat de la spital că a încetat din viață. Ultima ei rugăciune a sunat așa. Doamne, ajută-mă să nu uit niciodată bunătatea ta. Și corpul ei era total devastat de explozie. Nu să-i rămăsese decât gândirea, privirea, credința ei în Dumnezeu. Și a rostit cuvintele acestea care pur și simplu a indignat pe cei care au auzit care erau acolo. Unde este bunătatea lui Dumnezeu? Știa ea unde este bunătatea lui Dumnezeu. Dar a cerut lucrul acesta. Ajută-mă să nu uit să nu cumva să uit bunătatea ta față de mine. Și în încheiere Isaia întreabă așa, poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează? Isaia 49, 15. Și să n-aibă milă de rodul pântecelui? Nu, da, se poate, se poate. Sunt în, în corespondență cu o persoană a cărei suferință nu poate fi ușor măsurată. Vreau să spun că Mulți oameni care se vaită de suferințele prin care au trecut, când ar cunoaște suferința aceasta, le-ar fi rușine. Mie mi-a fost rușine când am ascultat. Noi am spus, eu n-am suferit nimic, am ascultat uh, suferința ta. Uh, poate o mamă să n aibă milă în felul acesta? Da. Dacă l-ar uita, totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. Am vorbit despre însemnătatea neuitării de Dumnezeu și am vorbit despre femește de a uitării de Dumnezeu. Dar punctul cel mai important al tuturor acestor lucruri nu este că noi nu uităm de Dumnezeu. Vom uita, am uitat și continuăm să uităm. Cel mai important lucru este că Dumnezeu nu uită de noi niciodată. Eu nu te voi uita cu niciun chip. Ați subliniat în Biblie cuvintele acestea cu niciun chip? Păi sunt niște situații în care consider că într-adevăr te-a uitat Dumnezeu. Nu, nu te-a uitat Dumnezeu. Nu, cu niciun chip, El însuși spune lucrul acesta, cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Această promisiune care ne îmbrățișează astăzi, care ne face să ne rezemăm încrederea noastră și să ancorăm dincolo de perdeaua din Templu, nu de. Memoria noastră cu privire la Dumnezeu, nu de neuitarea noastră cu privire la El, cât de mult am dorit lucrul acesta, ci ne face să ancorăm în neuitarea lui Dumnezeu cu privire la noi. Căci chiar dacă noi uităm și uităm adesea, chiar dacă noi ne aducem aminte când este târziu uneori sau prea târziu alte dăți, niciodată Dumnezeu nu uită. Cu niciun chip. Nu te voi uita. La aceasta să ne ajută Dumnezeu. Tată, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim. Am crezut și am primit acest cuvânt al tău, Doamne, dar așa cum tu nu uiți de noi cu niciun chip, cerem de la tine darul acesta cu privire la prezența ta în viața noastră. Ajută-ne să nu uităm niciodată de tine și, Doamne, dacă vezi în noi înclinația și tendința aceasta și căderea aceasta, ridică-ne din căderea noastră prin mijloace și căi pe care le ai ca să deschizi în fața ochilor noștri maestatea prezenței tale și să nu uităm nicio clipă, Doamne, bunătatea lui Dumnezeu. Ne închinăm și te binecuvântăm în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Amin.